cunoaște regulile, familiarizat, dar să vedem acum cât de puternic lovește acest Simion Comsa. L-am avut în platoul emisiunii pe Florin Tintin cu, într-adevăr, la Fight Club și vă reamintim că această emisiune o puteți urmări în fiecare zi de marți și joi, începând cu ora 19:30. Nu uitați de subscribe pe canalul de YouTube pentru a ști când vin emisiunile special pregătite pentru dumneavoastră, alături de mine și colegul meu, Luța Todiresei. Mi-amintesc că spunea Florentin la venirea în emisiune, după cum am spus, că nu are nicio ezitare în a confirma faptul că își dorește să ajungă în finală și că ar avea șanse foarte mari. Acum să-l vedem și pe adversarul său, Comșa Simion. Să nu dai cu podul palmei. Să vedem cine lovește primul. Un semn de prietenie, iată, am făcut cu ochii celor primul care urmăresc. Nu-l văd bine pe Simion după ce lovește Florentin. Din de competiția trecută cât de tare dă. A dus-o foarte bine. Nu s-a clintit parcă deci de pe poziție, am dreptate. Deci nu mă așteptam. A rămas neclintit deci, cumva la, și totuși la ochii, lovitura a fost uite la ochii lui Tincu, scuză-mă. Deci, e a rămas șocat. Da, exact. A rămas șocat. Deci te afectează, nu... te afectează chestia asta când vezi că tu dai cât poți de tare și celălalt adversarul neclintit, așa este. A rămas șocat în momentul când a văzut că se dă cu pudră și pe față. Sunt curios acum. Acum este foarte important cum lovește Comsa Simion. Foarte dacă, important. Dacă va dovi puternic, sunt convins că psihic îl va face pe mine. Da, Comsa Simion. Sperăm să... N-are că e mic, e mic. Lasă. Nu de jos, nu de jos. Că e mic, e bine. Da, este cel de-al treilea meci pentru cei care ați intrat puțin mai târziu în live. Okay. L-am văzut afectat. Care la fel de neclintit. Da. Dar da. Și nu vezi pe fața lui nimic. Nu doare, nu arată nimic. Iar Florentin pare puțin, exact cum a zis Sebastian mai devreme, șocat așa cumva că totuși are un adversar și diferența este de mare de kilograme între ei. Da. Adică după de gabarit și de dimensiune. Și kilograme și dimensiune și oase. Vreau să vă întreb ceva pentru cei de acasă care poate nu cunosc regulile, Sebastian. Pot lovi și cu stânga și cu dreapta sau este o regulă să continue cu aceeași cu mâna principală, adică cea care te crește mai bine. Regulă ca o să lovești cu brațul puternic, nu să lovești cu cel slab. În schimb, ce vreau să zic este că el are, Simion are și un dezavantaj pentru că e mai mic. Da, e mai și scurt. Nu, mai scurt și este foarte greu să vină să ajungă să dea palma foarte să puternică. Să lovească peste masă, da. Wow! L-a mișcat cu tot, cu masă și acuză că l-a lovit pe gât Florentin Tincu, dar eu nu am văzut acea palmă pe gât. O să vedem reluările, o să vedem reluările pentru că ne vor ajuta colegii noștri din regie și o să dovedim dacă a fost sau nu așa în minutele următoare, atunci când meciul va fi oprit sau iată chiar și acum, da? Vedem. Nu, a fost în plin peste față, mie nu mi s-a părut că l-a lovit peste gât, uite. Dar nu, peste față. Peste față. Faptul că... că au prins degetele probabil și peste gât, asta e acum. Important e... să continuăm. Nu mai văd pe Florentin Tincu atât de în formă cum era. Îi se văd degetele lui Simion pe gâtul lui, într-adevăr, dar cum a zis Ionuț, a fost în plin, în obraz, da, dacă mă pot exprima tradițional, însă degetele, într-adevăr, se vede curțiunea lor prin această lovitură pe gâtul lui Florentin. Mai poți să continui? Da, 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 da. Hai! Hai, tu pregătește-te! Hai să vedem. Cred că deja e un pic supărat acum Florentin, s-ar putea să fie sub influența aceasta angry. Este foarte supărat, dar în momentul când îl vezi pe acest Comșa Simion,
de neclintit și nimic pe fața lui, psihic te cam doboară această chestie. Asta spuneam, că în momentul când lovești tu cât mai tare, cât poți de tare și vezi că celălalt nu mișcă, nu nimic, nu se mișcă pe loc. Și pare că abia așteaptă să o primească de cea de trebuie. Hai să vedem acum. Uite, avantajul e că mâna, după cum vedea, putem vedea poziția corpului respectiv, mâna la Florentin se regăsește la 90 de grade, fapt pentru care... Acum a fost afectat, asta a simțit-o. E normal, e și normal. E normal, exact, după încă două lovituri atât de puternice primite. Îmi place foarte mult, în schimb, modul în care domnul Sandu Lungu îi încurajează pe băieți și întreabă dacă totul e în ordine și ok, în calitate de arbitru, să știe că poate continua meciul. Bine, deși Sandu este acolo, nu să-i încurajeze, ci Sandu este acolo ca ei în totalitate să respecte regulile. Ei fiind pentru prima dată, cum e cazul lui Simion, primește confirmarea dacă e tot ok și pot continua acest meci. Mie mi se pare că Simion Comșa se descurcă foarte bine. Și bine, pentru două palme a fost și a primit o și uimitor, la treia, uimitor. La treia acum. Că nu hai să vedem nimic. Acum dacă reușește să Eu spun că din a treia palmă îl poate face pe Versus să renunțe. Hai să vedem și acum. A schimbat Sandu Lungu poziția ca să vadă exact unde lovește acest Simion Comșa. Din cauza asta s-a mutat. Sandu este foarte atent la regulament. Să poată să vadă exact unde lovește, bine, ca să nu mai acuze vreo lovitură în gât sau nu știu pe unde. În față la el te uiți, da? În față la el. Adaug mici detalii arbitru Sandu Lungu în acest meci lui Simion pentru a executa lovitura cât mai corect. Wow. A fost plină de data aceasta, deci chiar s-a văzut la pe drept zrucina că la rău de tot este șocat și el și nu-i vine să creadă că are un adversar atât de puternic. Hai, meci puternic, bravo băi, bravo. Hai. Eu zic că oricine ar fi câștigător din acest meci, va avea ceva traume pe și pentru meciul următor. Va avea traume pe meciul următor și va fi, cred că, cel mai important lucru pentru meciul următor, pentru semifinală, care lovește primul și care lovește puternic. Exact. Iată că vorbeam, dacă vor fi mai mult de 5-6 runde, deja intrăm în a patra, dintre Comșa Simion și Tincu Florentin. Așa se pare că este cel mai echilibrat meci până acum. Da, este cel mai echilibrat meci, dar am avut impresia că Simion Comșa le duce mult mai bine. Deși Florentin Tincu este un tip foarte puternic și foarte dur. Masiv. Eu când a venit astăzi, am dat mâna cu el și are o mână puternică și mare, ca să zic așa. Păi, pe mine că m-a strâns o dată de mână în cușcă, ia să vedem. Când m-a strâns de mână în cușcă, poate concentra Simion. Doamne, cred că momentul ăla de așteptare e groaznic. Da. Oh. A dus-o foarte bine. Okay. Și palma lui Florentin Tincu a intrat puțin pe gâtul lui Simion, pentru că la fel a dus mâna instant la Simion, are și palma mare. Exact, Tincu are palma foarte mare. Prezint acum, dat fiind faptul că și auzim ce se întâmplă acolo în cușcă, vedem în minutele următoare reluările. Domnul Sandu Lungu justifică lui Comșa Simion că palma lui Tincu Florentin este destul de mare, el aducând la cunoștință faptul că degetele l-au cuprins până pe gât, însă arbitru Sandu Lungu de data aceasta și spune, într-adevăr, probabil mâna lui fiind atât de mare, l-a cuprins cu degetele spre gât. Cei de acasă cu siguranță văd și aud tot ce se petrece acum. Cum ești? Acum este rândul lui Simion Comșa să lovească. Sunt curios să văd cum va duce Florentin Tincu această lovitură. Se pregătește. Unde se văd telecomandă? Ia puțin medicale de la medicul de aici, Simion Comșa, nu știu ce se întâmplă cu el. Sperăm să continue competiția, pentru că eu aș vrea să mă mai departe. Eu aș vrea să văd cum ar merge meciul mai departe, pentru că chiar...
Probabil a fost arcada de spargă rău, știi? Era crăpată pe față. Hai să mergem. I-a crăpat pielea pe față, cred. Da. Da, bă, că exact cum zicea Sandu, bărbat și nu vrea să se oprească, pentru că știe că el are un avantaj în față de timp. Acum, deci asta dovedește clar că lovitura lui Florentin este destul de puternică, da, este, având este în vedere traumatismul suferit deja la nivelul feței pentru Comșa Simeon. Poate a fost inspirat Florentin să-și dea cu acea pudră în obraz. Nu cred că te ajută foarte mult, încă din contră intră mai bine, că palmă nu alunecă. Da. Dacă se dădea cu ulei sau cu vaselină, ziceam că putea să alunece, dar eu zic că prinde mai bine palma când îți dai cu pudră pe obraz. 4 palme în casa ta. Eu zic că sunt șanse ca meciul aici să se oprească, părerea mea. A avut timp să se și odinească. Oh. Se pare că nu. Se pare că m-am înșelat acum. Dar nu se lasă nici Florentin. Cred că înseamnă foarte mult o altă participare într-o altă ediție a Eric Sepp Snap. Nu e ca și cum ar veni pentru prima dată. Mergem mai departe. Mergem în runda 5. Primește confirmarea că merge în cea de-a 5-a rundă. Îi confirmă și Florentin. Suntem în runda 5-a. Mare meci, bravo. Hai. A spus domnul Sandu Lungu că mare meci, bravo. Da, este un meci. Este un meci. Posibil să avem și un record la acest meci, să fie primul meci și singurul care să ajungă atât de departe până la palma numărul 5, până în runda 5. Nu știu, chiar sunt curios, dar într-adevăr, din ce mai văd aici, urmează Daniel, care fiind campionul, cred că va trece destul de repede de Busuioc, dar vedem. Domnul Sandu Lungu, în calitate de arbitru, așa cum se convine, respectă cu sfințenie regulile, le amintește concurenților poziția, picioarele lângă masă, lucrurile decurg foarte bine, regulamentul e bine cunoscut și pus la dispoziție și adus la cunoștință celor care au ales Eric Sepp. Haideți să vedem ce se va întâmpla și în cea de-a cincea rundă. Eu zic că nu-l domoară pe Simeon Comșa. Nu-l doboară Florentin Tincu. Dacă nu l-a doborât din primele palme, nu-l văd să cadă din a cincea. Are o palmă foarte mare, Florentin. Wow! Wow. Asta a dat palmă. A fost ok. A fost și peste ureche, a fost peste ureche. Nu contează, se mai întâmplă, de-aia e vată. Foarte puternic acest gând, nu? N-a dat intenționat. A dat intenționat, s-a dat fața, se audiu, văd aici. Spune că nu a dat intenționat Florentin, okay, o să vezi, e Simeon care îl are, dar are palma mare, într-adevăr. N-ai cum, și e și lung, ajunge peste vedem masă. Vedem acum reluările. Da, Florentin, într-adevăr, da. A fost luată în plin această palmă de către Comșa Simeon. Da, să vedem. Wow, fac cred show, că fac acum, show, cum și-a Simeon, fac show, băieți. Poziția? S-a înrăit puțin. S-a înrăit puțin, da. Crezi că mergem în runda 6? Mai aproape, vezi. Eu, la ce văd acum, pentru prima dată, merge. La cincea palmă, l-am văzut într-adevăr pe Simeon Comșa că a fost puțin zguduit. A fost zguduit, și atunci da. Sunt puțin stai mai reticentă. Stai să-l vedem reticentă. Și pe Florentin, că vine palma numărul 5 și încasată de el. Hai să vedem acum. Se pare că se resimte, dar în zona gâtului. Eu am impresia că nu e la fel de puternică la limită. De cum le încasează, ca să zic așa, da. A fost la limită, da. Nu știu ce să zic, trebuie să văd pe reloare dacă a lovit în zona gâtului, dar e foarte greu să estimezi să lovești cu mâna întinsă și să-i dai... Da, după cum vedeți, dragilor, da, m-a tot întrebat... Da, au prins degetele puțin prins, și gâtul, dar palma a fost în plin în obraz. În obraz. Da. Că tu spuneai, Ionuș, și mă întrebai ce părere am dacă continuăm cu runda a șasea. Băieții, par va fi ambițioși și să... Wow! Vor să meargă mai departe. Acum, la wow, 100% vom avea un record.
nu cred că va mai fi meci care să ajungă atât de departe, pentru că trebuie să stai să duci un pic la bătaie. Florentin își dă cu pudră pe față, nu știu cât de mult îl ajută pe el această pudră pe față, pe versus. Hai să vedem acum. Ne de runda 6-a, primul Valomir Florentin Tincu versus Florentin versus Tincu. Deci nu se lasă, dragilor, zicea domnul Sandu Lungu că e reticent cu privire la aceste patru meciuri și că unul ar merge mai departe de 5-6 palme, dar uite că, așa cum am zis și la început, niciodată să nu spui niciodată, e dovada vie. Să vedem cum se descurcă la cea de-a șasea palmă, atât Comșa Simion cât și Tincu Florentin. Sebi, crezi că cine câștigă acest meci poate să câștige și competiția? Sau va avea o problemă că va fi prea tumeric? Va fi o problemă pentru că va... Da, dar vizibil, felul în care adică reușește să le ducă și felul în care reușește este incredibil. Nu m-am gândit niciodată că voi participa la un meci de slab, să-l mai și comentez și să pot să trăiesc atât de intens momentele. Mă întreb cei de acasă dacă sunt chiar aici, ca și cum sunt fizic alături de noi. Dragilor, credeți-mă, vi se pregătesc în continuare momente unice prin acest concept, acest proiect de amploare Eric Sef. În cadrul emisiunilor vom avea invitații pe care îi vedeți și de data aceasta la Eric Sef Slap. Continuăm cu Next Fighter-ul pe 26 ianuarie, gala mare. Ești 43, okay? Eric Sef la Romexpo București în 21 februarie. Haideți să vedem acum continuarea acestui meci dintre Tincu Florentin și Comșa Simion. Numai să nu muți piciorul. Promițător, băieții. Înțeles exact ce i-a spus Comșa Simion lui Sandu Lungu, a intrat foarte nervos în cușcă și a spus ceva băieților. Într-adevăr, bine punctat, Mike, un maraton de palme, da, la care nimeni nu se aștepta și să meargă atât de departe. Urme, că nu a lovit palme. Mare ar fi minunea că, da. Am o rugăminte, dă și tu mai sus. Domnul, da? Sandu Lungu îi sugerează lui Florentin Tincu, da, să dea palma puțin mai sus, da? Nu lui Florentin, lui, da, Comșa Simion, să lovească puțin mai sus pentru a nu-l atinge pe gât. Cred că nu face intenționat, având în vedere că e o diferență de înălțime între ei. Exact, și palma și vine un pic, da, din jos, da, ca da, să zic așa. Nu e în mod intenționat. Wow, l-am văzut pe versus, deci, amețit, nu e confortabil deloc. Nu, a fost chiar foarte bine palma asta. A fost bună asta, a fost corectă. Deci, da, pentru exact ce ai spus, tu a confirmat domnul Sandu Lungu, da, deși legăturile sunt aici la noi în calitate de comentatori. Am văzut cu toții, cam același lucru. Vedeți și reluarea. A fost prins în plin. La cât de repede s-au terminat primele două meciuri, sunt uimit cât de departe au mers acești băieți și încă continuă la palma 7-a, la runda 7-a. Da, cum ți-am zis, eu mi-am dorit să-l văd pe Simion mai departe, pentru că, nu știu, am așa starea asta să țin cu cel mai slab, ca să zic așa, cel mai mic. Cu cel mai mic. Asta se întâmplă mereu. Norocul ăsta la cap ce-un ring sau un pușcă, toată lumea ținea cu mine cu ăla mai mic. Nu mai întâmplă, e în zona feței. Domnul Sandu Lungu îi spune lui Florentin, dacă ești îngrijorat, încearcă corect, să dai palma puțin mai jos. Eu zic să cum se lovește corect. Nu știu dacă văd foarte bine, dar la ochiul stâng la Florentin văd așa că s-a umflat puțin. Hai, intrăm în runda 7, este incredibil. Care merita să fie de finală, părerea mea. Da. Deci e un meci care merita să fie în finală. Iată, ochiul la Simion, ochiul stâng s-a înroșit puțin, deci e clar că am văzut lovituri cu putere până acum. Deci trebuia să ne dea nouă pudră aici, că am transpirat.
Wow. Wow. Și totuși e neclintit. Incredibil. Nu mișcă. Nu mișcă. Simion Comșa îi spune arbitrului Sandu Lungu că a dat de jos lovitura. Se pregătește de palma 7. Îi schimbă și de această dată poziția domnul Sandu Lungu pentru a vedea aceste lovituri. Clar, trebuie să vadă această lovitură. Sunt arbitrate cu maximă precizie și conform regulamentului în opinia s-a decis incredibil. Ca pauzele să fie puțin mai scurte. Incredibil cât de rezistenți sunt acești băieți amândoi, bravo lor, bravo lor. Da, ai mai spectacol în meci. Da, exact. Eu cred că câștigi și pierzătorul, cred că va primi un premiu din partea noastră, pentru că chiar merită, în părerea mea. Wow! Nu pot să cred, să trecem deja la 8-a rundă, da? Am spus că vom scurta timpul de revenire. De la 1 minut suntem la 5 secunde. Haideți, băieți, let's give it up! Deci se continuă, incredibil. All right, ladies and gentlemen, suntem la runda 8-a! Îl aștept cu maximă dorință pe domnul Sandu Lungu aici în platou să ne spună părerea despre acest meci. Din momentul cu siguranță a surprins pe toată lumea, da, până la cele două meciuri pe care le-am văzut înaintea lor au fost de două, maxim trei palme și deja aici numărăm a 8-a palmă, da, o să înceapă, a 8-a rundă, dacă vreți. Mi-ai zis la fiecare meci. Asta când devine și frustrarea în momentul de față, orice palmă care o dai, orice ai ceva de zis, pentru că nu este un moment plăcut ca să primești. Îmi pare ușor nerăbdător timp cu Florentin, cum că acest meci nu i-a sfârșit. Nu cred că s-a așteptat să aibă un adversar atât de puternic în față. Lovește odată, i-a spus, ceva de genul ăsta. Wow! Nu-mi vine să cred, de neclintit. Deci, Comșa Simion prezintă câteva nemulțumiri și l-a întrebat domnul antrenor Sandu Lungu, renunți? A spus că nu, însă nu îi separ loviturile din partea adversarului cele mai bune sau că n-a respectat regulile, vândesc de acest lucru. Eu hotărăsc. Domnul Sandu Lungu chiar este imparțial cu privire la oricare din aceste meciuri ținute astăzi. Tocmai de aceea și fost ales, pentru că le aduce la cunoștință de fiecare dată poziția picioarelor, locul unde trebuie această palmă dată. Wow! Wow! All right! Continuăm pentru runda 8-a. A noua! A noua, cred că e a noua. Cred că maica și i-a pierdut. A pierdut șirul maicii. E runda a noua. Vedem reluările, după cum am obișnuit, după aceste runde. Ți-am zis, eu cred că pentru amândoi este frustrant, adică vezi că niciunul nu cedează, adică este... Da. Care va fi și când va fi, cred că e întrebarea și pentru ei. Ne pregătim. Nu vine să cred. Comșa Simion e puțin răbdător, zice, haideți să continuăm meciul. Știi ce se întâmplă? Este a noua sau a opta până la urmă? Nu, dar mai deja pierdut numărul. Fiind acolo aproape. Hai. Dați-i drumul. Runda noua, da, eu nu vreau să vă dau informația greșită, cu siguranță nici colegii din platou. Lovește acum timp cu Florentin. Runda noua. Ce se întâmplă? Cred că în momentul când încasez... Mă întreb câte pași a luat până pe cer, Comșa Simion, dacă nu cedat. Știi, incredibil aici. În momentul când încasez, pui vreau să dau și eu. Și să descarci un pic acea energie acumulată. Și... Eu nu știu ce să zic, dar e incredibil ce vedem astăzi aici. Eu cred că e un record, a trebuit să vedem câte părni arată cu competiții, dacă a fost așa ceva, dar eu cred că devorim undeva un record. Mersi! Wow! La cum se prezintă, așa vă întreb,
considerați că va ceda Florentin sau... Nu, se merge mai departe. E clar că nu o să renunțe pentru palma asta. Adică ai încasat-o și vrei să te răzbunci. Păi da, exact. Am luat-o, stai să-ți arăt că poți să-ți dau și-o mai tare. Nu se lasă, vedeți? Nu se lasă, wow. Și merge mai departe la runda 10-a, cred. Este incredibil ce vedem astăzi aici. Deci trecem deja la runda 10-a. Nu pot să cred. 10 cu felicitări să fie premiați la școală, băieții. Deci, și-au dat palme când n-au dat în primele două meciuri, băieții. Da. Toți. Suntem în runda 10-a. Nu mai pot să pun pariu, nu mai pot să pun pronosticul, nu mai pot să pariu. Păi nu, cred că mai e cazul, deci, deja se bine depășește și pe noi, cu siguranță și e care. Continuăm. Slepul este, a fost pariu. Hai, gata, poziție. Da, este pus la pariu. Se poate parea. Așa, Simion cere o foarte mică pauză, vedem cum deja i s-a umflat partea stângă a feței, acolo unde a primit cele mai, adică nu, toate loviturile. Versus vrea să-și are revanșa. Are și palma mare, Florentin, dacă ne uităm. A 10-a palmă dată de către Versus. Simeon Copș a zis da, merg mai departe. Nu se lasă, a zis dacă tot am încasat, nu o merg mai departe. S-o dau, o dau cum, și eu adică, la cu adică a 10-a palmă. A 10-a palmă. Acum o dă cel pe azi. Lipește picioarele. Da. Am zis primind 9 palme că n-am vrut să renunțe trecând la 10-a și... Atenție la ori, da? E usturător și ce vedem noi, dar e dureros ce simte. Deci vreau să zic că și... Trecem deja la 11-a rundă, este incredibil ce se întâmplă. Bravo lor, bravo lor, ce spălărea! Dragilor, e cu adevărat o performanță. L-am văzut acum pe Florentin Tincu, a pus așa mâna capul în palmă și a zis, au, muică! Stai să vezi ce-i dau acum. Și eu aș fi zis și de mama și de tata la asemenea durere. Ne pregătim. Aș fi amintit cu siguranță. În runda 11, acum 11-a palmă odată. Deci vreau să spun că și abonații noștri, subscriberii de pe YouTube, sunt nu le vine să creadă, adică n-au cum să... Da, păi deja trecem la 11-a rundă dintr-un meci dintre Comșa și Simion și cu Florentin, e incredibil. Da, într-adevăr, e o performanță, un spectacol cu adevărat. Foarte puternic amândoi. Hai. Într-adevăr, ăsta era un meci de finală. Dați-i drumul. Da, era un meci de finală acesta. Nu și mai avem tu, un meci puternic, le spunem celor de acasă ca să rămână pe canalul de YouTube, pe site-ul oficial rxf.ro. Urmează Daniel Drugă, cel care a fost câștigător în ediția 1 a RXF Slab. Așa că, dragilor, trebuie să rămâneți alături de noi până la final. Mulțumim sponsorul principal Las Vegas și vă reamintesc să dați subscribe și clopoțel. Versus se pregătește palma 11, da? Palma, 11 este, nu? El a fost finalist la concursul trecut. Wow, incredibil cum le duce, mi se pare că lupta asta se va duce la nesfârșit. Într-adevăr. Mi se pare că lupta asta duce... Se pare că avem o penalizare. I-a dat o penalizare, da. La a doua te descalifici. La a doua penalizare va fi descalificat. Cred că s-a văzut bine aici, el și-a tras obrazul. Țineți, nu te mai încorda, nu mai și a tras obrazul sau a băgat capul, nu știu ce a făcut. Cum și-a Simeon e puțin nemulțumit de faptul că a fost Florentin Tincu, trage de timp. Timp, exact. Da. Am zis să-ți dăm... Li se reamintește că timpul de revenire este mai scurt. Mâinile pe masă. Arbitru, domnul Sandu Lungu, le reamintește poziția corpului, mâinile pe masă. Deci, eu zic că aici, dacă lovește bine... Se poate încheia. Da. Și a fost exact pe... Se văd numele... Nu știu dacă mai continuă.
câtă durere au putut să suporte. Nu vreau să știu cum vor arăta fețele lor mâine. No. Ne... Wow! Și atunci cum spunea Simion, e la fel, îi dă ok-ul, e incredibil ce se întâmplă. Puneți magneziu, ce face? Descărcat acolo, nu prea simt durerea, atât de tare, dar mâine nici nu vreau să-mi imaginez cum vor arăta acești băieți, sper să pună gheață și să fie bine, să fie în regulă. Wow! Prinsă și peste buză și peste nas această palmă. Ready. Se pregătește să dea cea de-a 12-a palmă Simeon Comșa. Să-l vedem pe versus cum duce, pentru că l-am văzut din ce în ce mai răvășit de la aceste palme. Nu este competiție. Oh. Wow! Wow, se pare că acuză o durere la nas, îmi doare nasul. Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Domnul Sandu, nu mă l-a întrebat dacă mai merge. Palme acumulate, nu prea mai merge. Cred că merge înainte. Cred că merge înainte. Se întâmplă, că deja ți-i fața, tu mai fiată. Trebuie să înțelegi de la ochi și la tot. E normal, e normal. Mergem mai departe sau se pare că i s-a umflat nasul. Hai, pregătește-te. Lui versus. Să vedem pe această reluare. Deci a fost peste față. Ce zice arbitrul este regulă. Ne oprim? A fost corect până acum cea dată. Ne oprim? Ne oprim? Spune. Ok. Mai continui? Nu te atâte. Wow! Gentlemen, câștigătorul după 12 runde la BP. Să facă față de data aceasta, bun, având în vedere poziția că picioarelor, fețele lor au suferit de data urmă. Exact cum a spus Ionut, el a avut mult mai multe încasări. N-a avut, nu prea încasat, a câștigat foarte repede, exact, a dat ușor. Două palme, maxim trei și a câștigat meciul. Este mai greu aici pentru Comșa, Simion, este, este avantajat. Exact. Și din ce îmi dai seama, și lovește primul Sulică, deci ca atare... Da, și lovește peste acele traume, să spunem așa, care sunt pe fața lui Comșa Simion, dar Simion a arătat că a dus acele palme de la versus, a fost de neclintit și a mare încredere. Acum să vedem cât de mult l-au afectat acele palme care le-a luat de la versus și să vedem cum va continua acum în fața lui Sulică. Sincer, aș vrea să-l văd pe Comșa Simion la finală, și pentru că merită după 12 palme casate de la versus. Nimeni nu se mișcă. Nu se dă cu podul palmei. Hai, puternică lovitura, lovitura lui foarte puternică, Iuț, dar a dus-o la foarte fel, bine. La fel, cum, ducea pe cea... bine cum o ducea pe cea primită de versus, să spunem așa, dar să-l vedem cum lovește acum. Uite, se vede pe reluare. Vedem reluarea. Este foarte tumefiat. Asta e a 13-a. Exact. Sunt foarte curios cum vor arăta ei mâine. Să vedem acum lovește Simion Comșa. Da, da, da. Wow! Nu-l poți să ducă competiția, nu este pregătit. Eu nu sunt mică să ducă, să ducă aceste lovituri. Păi da, eu cred că încă nici acum nu și-a revenit, că cred că este auto în picioare. Nu, a renunțat, gata, a renunțat. A renunțat după prima palmă. Da. Incredibil. Bravo. Incredibil. Incredibil. Și câștigător. Avem primul finalist. Primul finalist, da. Cât de mult crezi că va conta acum care lovește primul? Eu zic că este foarte important. Cât de vânăt este Comșa Simion, da, pe partea stângă, cât de umplat. A avut, cum ai zis, și eu la numărat 3. Eu zic că mâine va avea ochiul stâng închis. Nu se mai poate să va umfla foarte tare.
Colegii noștri o să facă poze cu ei, o să facă poze cu ei înainte și după și o să vedem, cred că, o compilație de poze destul de interesante. Dar eu cred că cel mai rău va fi umflat mâine, chiar da, poi exact, mâine. Mâine, poi mâine, zilele giornale. În ultimul meci, să vedem care este câștigător, arbitru domnul Sandu Lungu le aduce la cunoștință regulile încă o dată, pentru că le-a și spus este... Să vedem cum încasează o palmă de 152 de kilogram. Wow! Pentru prima dată îl văd amețit și se clatină cu tot cu masă, da. Comșa Simion. Mă gândesc ce-o fi mintea lui. Mai pot, nu mai pot, mai duc, nu hai mai duc. Hai să vedem acum cum va lovi el. Da, este foarte important această lovitură. Foarte importantă prima lovitură. Pentru că această lovitură îl va încărca și psihic foarte mult să meargă înainte. Puțin mai în față, da, să te ajungă. Că așa, dar că acum te ajungă. De la atât de multe lovituri, eu nu Sebi, mă întreb, oare zona doare mai tare? Da, e clar, mult mai tare. Decât da, Alexandru este la fel de calm ca la și meciurile trecute. A râs. Deci, eu zic că nu știu dacă a fost râsul lui sau nu, dar cel puțin, nu știu dacă da. A afectat sau nu pe Simion. După acel râs am văzut o grimază pe fața lui, să nu fie un râs mascat. Și așa eu zic că a fost mai mult ca să-l intimideze pe Simion. Hai să vedem ce se va întâmpla mai departe, să vedem pe Simion cum va încasa cea de-a doua lovitură primită de la Alexandru. Wow, o duce pe picioare, este foarte umflat. Foarte umflat, deja da, eu cred că ar trebui să... Cred că i-a crăpat și pielea. Dar el avea o crăpătură, am impresia, de la primul meci de cu primul Versus. Meci, exact, da. De la primul meci cu Versus a fost, acea... pentru că a fost foarte multe, pielea foarte spartă, multe lovituri acolo. A fost 12 lovituri la primul exact. Meci și încă o palmă a încasat la cel de-al doilea meci. 13 cu încă două, are 15 palme luate Simion. Și nu soft, așa ca să zice așa. Nu soft. Hai să vedem acum. Hai de unde? Oricum. Se pare că l-a zdrucinat okay. Și pe Alexandru, deși da, arăta eu... că e ok, nu prea arată ok la față. Nu prea arată ok la față. Nu, dar nu știu, am emoții pentru, pentru preferatul meu, ca să zic așa, sincer, pentru Simion. Sincer, nu mi-aș dori să câștige Simion, pentru că a încasat foarte mult și ar fi eroul acestei competiții. Exact. Dar, pe când Alexandru a avut un parcurs mult mai, mult mai ușor. Dar, în schimb, nu știu, eu am, din tot ce văd până acum, Alexandru are prima șansă. Ia să vedem. Duce această lovitură, Simion. Și continuă, merge înainte. Se pare foarte greu pentru el, da. E, are o dovadă de bărbăție ieșită din comun, adică 15 palme, cred că deja strigă. Nu știu de ce, dar am impresia că strigă Versus ultima. La el sau nu știu cine pui jos acum, pune-l jos că altfel te opresc. Dacă nu-l pui jos, te opresc. I-a spus domnul Sandu Lungu, arbitru, că... din cauza probabil a faptului că trebuie să vedem cea de-a treia palmă pe care o va administra lui Alexandru acest Simion foarte puternic, foarte puternic. Lovitura foarte puternică, duce, da. Duce, dar duce Alex, duce Alex. Mă întreb cât va mai duce. Mă întreb cât va mai duce Comșa Simion, că ce, dar nu mi se pare că e râsul lui. Nu a prins această palmă puternică, a dat mai încet și nu înțeleg ai de un ce. Avertisment. A vrut să facă da? Elan ai și nu a dat tare. Hai. Are un avertisment. Aveți amândoi un avertisment. Foarte umflat și foarte tumefiat Simion Comșa. Da? Să n-am discuții. Ce vrut să vede brazul. Corc zic că Alexandru, sunt curios să văd cum va duce această lovitură. Trebuie să lovească mai puternic acest. Lasă așa, lasă-i bine. Nu poți să stea în față. Bine, se simte un pic frustrat la așa cum și în sensul că își dorește foarte mult să câștige, dar... Asta și pentru că a dus atâtea reprize, atâtea runde și da. Probabil ar fi... L-a mai ținut.
inacceptabil Simeon. Să piardă acest meci. Cred că... Exact, această palmă administrată lui Alexandru, cred că l-a încărcat mai tare pe Simeon și își dorește să continue și să meargă mai departe. Exact. Nici nu mai știu în ce rundă suntem. Nu mai știu în ce rundă suntem acum, dar nici eu nu mai știu, n-am pierdut ordinea lor, dar este clar că și finala merită văzută, dar... Aici trebuie să-i dea un avertisment. A băgat probabil puțin capul la cutie. O singură șansă îți mai dau. Una. Nu prea îi convine lui Alexandru. Trebuie să vedem pe reluare exact ce s-a întâmplat. Ia să vedem pe reloare. Da, într-adevăr, a tras puțin capul jos. A tras capul jos, umărul sus, deci cam aia. Probabil involuntarie, că lovitura aceea care vine, el fiind deja atât de traumatizat la nivelul feței, suportă mult mai greu probabil durere. Și automat corpul, exact, îi creează această protecție. Vrea să se conserve corpul. Oricum e demn de admirat, a trecut prin atâtea runde, cum și-a Simeon. Îl văd afectat pe Alexandru, i s-a schimbat la față, a început zâmbet, să-i piară zâmbetul. Mai greu este, da, e... domnul Sandu Lungu, arbitru, îi spune să nu se mai miște. Constată și dumnealui că durerile le suportă cu greu, probabil. Însă nu vrea să se lase. Și eu îl înțeleg cumva că e pe finalul, după atâta luptă să stai să părăsești, e greu, e greu. Da, nu e simplu. O duce cu capul sus, foarte puternic acest... Și a suportat. Eu sunt convinsă, nu vreau să-l apăr în niciun fel pe Comșa Simeon, dar... Mă gândesc, mai ales că spune că e ok, că poate continua, dificil fiindu-i să mai accepte și avertizmentele, dar sunt pe drept și cu siguranță arbitru, domnul Sandu Lungu, a știut ce spune pe tot parcursul acestor meciuri. Nu, un pic. Cel mai bun va câștiga această competiție, indiferent că va câștiga Simeon sau Alexandru. Sunt doi luptători care au mers până la final. Foarte puternic în palma lui Simeon. Parcă începe să lovească din ce în ce mai puternic. Și îl văd pe Alexandru începe că se resimte aceste lovituri. Deși Alexandru nu prea a încasat, nu a încasat atât de mult pe parcursul primelor două. Știi cum? Cred că merge pe premiza ori la bal, ori la spital, acum în faza aceasta. Acum, două lovituri, una, două, nu cred că vor mai face diferența în sensul de mâine, cum va arăta. Oricum au fost niște surprize foarte mari în această seară. A pierdut și Daniel Druga, a pierdut și Florentin Tincu, versus cu acest Simeon Comșa. Acum este rândul lui Simeon să lovească pe Alexandru, să vedem cât de puternic va lovi și cum va duce Alexandru această și, ca și palmă. Înălțime, iartă-mă, Ionuț, că am intervenit, totuși cum și Simeon a fost mai mic decât ceilalți adversari pe care i-a avut. Și greutate. Foarte puternic. Foarte, lovește foarte puternic, da. Lovește parcă din ce și Alex, mai Alex, într-adevăr, este... Acum că bravează sau nu, dar... Stai tot așa drept și nu vor fi discuții. Îți dai seama,
pentru cei doi, ținând cont că încă 13 Simeon palme casate. Da. 13 deci palme deja cu la două, el sunt 22. 22 de da. Palme luate. Cu tot coasa care urmează acum. O duce și pe cea de-a 22 de palme. Fiind cea mai mic dintre toți de care asta am participat până nu, acum. Una că și înălțime. Palma a trebuit de fiecare dată să o ridice mai sus ca să ajungă la nivelul adversarului. A încercat să-și controleze și loviturile tocmai pentru a nu nimeri pe gât sau într-o altă da. Zonă unde ar fi interzis în regulament și pentru deja a nu primi avertismente. Că îi dă de gândit și lui... pare că da, se și sperie un pic și el că cât duce a simțit loviturile astea. Eu cred că putem anunța de pe acum cei mai dur sport de până acum. Deci l-am văzut până acum. Deci... Nu știu, e parcă pe tot parcursul acestor 9 luni de cum și Simion s-a umflat și mai tare la față deja. Din punctul meu de vedere și dacă va pierde Simion această luptă, el este un câștigător în viața celor care ne urmăresc în fața noastră, pentru că a dus foarte bine aceste lovituri. Cred că o să vedem pe reloare, în schimb... Se pare că l-a lovit cu degetele peste ochi, se întâmplă pentru că până la urmă ai voie să lovești peste față. Este clar că n-a fost intenția de a lovi pe clar, peste. Pentru că i-a spus și arbitru, domnul Sandu Lungu, că a alunecat, n-a fost nimic voit. Da, a lovit puțin cu podul palmei, ce am văzut. A ricoșează din transpirație. Bine a subliniat arbitru, ricoșează din transpirație și de aceea și a alunecat palma pe fața lui. E incredibil. Suntem la cea de-a 11-a. Cred că este a 23-a. Am avut impresia că a băgat puțin capul la cutie, să vedem acum. După trei avertismente, cred că va fi descalificat, dar am impresia că a mișcat piciorul Alex când a lovit. Deci a mișcat piciorul. Deci a dat penalizare când am fost atent. Posibil ca Simion am avut impresia că a băgat puțin capul la cutie, dar foarte puțin, nu s-a sesizat, iar Alexandru a mișcat piciorul când a lovit. Avem reluare aici. A vrut să ducă umărul sus, dar nici n-a apucat. Ia să vedem cum lovește Simion acum. Wow! Wow! Foarte puternic, foarte puternic, dar Alex duce în continuare și nu renunță. Pentru că este... ștergeți-l un pic. Dar din punctul meu de vedere este foarte aproape să câștige această centură, ceea ce nu ar trebui să... Să renunțe. Nu ar trebui să renunțe, am impresia că merge să primească îngrijiri medicale. Că nu vrem să se întâmple accidentări foarte grave. Pentru că Alexandru a acuzat ceva la ochi, pentru că a intrat pudră sau degetele în ochi. Acum da, vedem au ce mers vor spune către medici. Echipajul de ambulanță, îngrijire medicală, pentru a-l șterge pe față, pentru a evita alunecările de degete. Sunt foarte curios cum va decurge această partidă. Acum au un timp mai lung de respiro cât primește îngrijirile medicale, dar l-am văzut pe Alex că a spus pe fața lui, pe buzele lui sau citească, nu mai pot, nu mai pot, dar nu cred că va renunța pentru că este foarte aproape să fie câștigătorul acestei competiții. Hai să vedem revine care este nou, rezultatul. Revin în cușcă cei doi, Alexandru cu pe Sandu tot parcursul Lungu, vreau să vă spun și că și eu pe... din platou de aici, pentru că cei de acasă poate n-au văzut, în culise se vedea cum Comșa Simion a salutat și a asigurat cumva publicul spectator că e tot în regulă și că meciul poate continua. Stai, cine a dat ultimul? Se pare că cei din echipa medicală au dat ok-ul pentru a continua. Multiple lovituri la nivelul feței lui Comșa Simion, se vede și o rană deschisă cumva pe obrazul său stâng, acolo unde a încasat peste 25 de palme până la momentul actual. Este incredibil câtă voință are Simion și cât de mult își dorește să câștige. Vă dați seama că e totul la dublu față, pentru el față de Alexandru. Mă uit și la Mike Diamond, cumva ridică acea centură ca să-i mai motiveze.
dar bine, i-a ricoșat și de la tine, ricoșa. Nu, alta... Ajunge? Cum ești? Nu știu, ar trebui să vedem un pic, să luăm o decizie. Ba, cum și-a Simeon, a sublinia cumva că a ricoșat această palmă, dar el mai dă o dată, nu se lasă, pentru că arbitrul a întrebat dacă e tot în regulă și continuă. A fost corectă lovitura. Deci eu cred că nici nu mai simte. Menționează că a fost o lovitură corectă, dar... Da, cu siguranță. Nu... Am așa un gol în stomac. Eu de aceea curios să asta. Văd, probabil și cei care urmăresc asta, să vadă cine va câștiga acest match și această finală. Deci toată lumea cred că asta vrea să vadă un pic, dar... La fel, sunteți egali. Ați dat la fel amândoi. Așa ai dat și tu. Arbitru spune că loviturile au fost la fel. Ei sunt puțin pe fondul boboselii, durerii și frustrării. Exact. Pentru că meciul tot continuă, rundele tot cresc. Își manifestă fiecare cumva durerea. Sebastian Vieru, oare ar accepta acum și a Simeon și o luptă în cușcă? Loviturile lui sunt destul de puternice și mă face să gândesc că... Da, nu cred că ar refuza. E o persoană puternică, adică modul în care nu cedează, uimește pe toată lumea, cu siguranță. Rămâne în istorie, la slep cel puțin. Da, eu cred că da, este meci de... Nu te miști. Am emoții pentru Simeon. Am emoții și cred că se creează această tensiune. O duce cu capul sus, fără să se ferească, deja să se încaseze. Nici nu mai știu a câta palmă, ce cred că a luat peste 25 de palme până acum Simeon Comșa, da, incredibil acest băiat. Și... Wow! Incredibil ce lovituri! Și nu-l văd să renunțe prea ușor, văd că strânge din minți Există... și mai departe. Hai. Se pregătește să lovească Simeon. Le reamintește arbitrul Sandu Lungu că trebuie să nu se miște pentru că meciul este... A arătat că e ok, dar am avut impresia că este puțin amețit Alexandru. Foarte puternic și acest Alexandru Corsica. Nu vă mișcați, atâta vă rog, nu vă mișcați. Le reamintește că nu trebuie să se miște, să respecte regulile. Vreau luptă curată. Își dorește a fi unul curat, după cum spune arbitru. Parcă din ce în ce mai mult îi se închide ochiul lui Simeon Comșa, din cauza umflăturii a traumatismului pe care îl are. Wow! I-a dat prezintă peste dureri cap, la cap și ochi. Spune că a ricoșat prea tare. Dar nu știu că e regulamentar să-i dea și acolo, până la urmă. Uită-te la picioarele lui, te rog. Un pic mai în față, a început să se umfle și fața lui Alexandru. Se pregătește să lovească Simeon. Wow! Foarte puternic, dar duce și merge mai departe. Wow, nu pot să cred! Simeon câștigă! A abandonat Alexandru! Da! Corpsica a abandonat și Simeon este campionul slap. Măcar a meritat toată această luptă. Din punctul meu de vedere, Simeon este un erou în această serie. Cel mai mic a învățut tot. Mi s-a făcut pile de găină pe mine, credeți-mă pe cuvânt. A fost omul care a durat cele mai multe lovituri în seara asta. Este incredibil. Hai să vedem acum, Simona va lua interviul la câștigătorul nostru, să vedem ce are de zis. Un om care a luptat, care a luptat.